Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Pregătiți-vă astăzi de o emisiune cu totul și cu totul aparte, o emisiune care sunt convins va fi dinamică, va fi cu voie bună, cu sentiment estival, cu gând de vacanță exotică și ce mai vreți. Trei dintre cele mai frumoase femei din orașul Suceava au ajuns astăzi la Apolonia TV. Sunt trei actrițe cu state vechi de plată de acum la Teatrul Matei Vișnic din Suceava, care au probat de-a lungul a 6 ani, veți vedea ce reprezintă cifra aceasta. Faptul că sunt actrițe demne de urmărit, actrițe din prima liga teatrului românesc, vi le prezint. Cristina Florea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Delu Lucaci, mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur. Și Clara Popadiuc, celebra regină blondă a Bucovinei. Da. Bine ai venit, Clara. Bine te-am găsit și mulțumim că ne-ai chemat. Mulțumim de prezentare. Era inevitabil, ca destinul la vechii greci, adică nu implacabil, nu poți să nu le ai în demisiune pe actrițele la Suceava. Asta e un dat. Da. Întâmplător am aflat de la tine, Delu, că e și o sărbătoare personală a voastră, faptul că împliniți 6 ani de la angajarea la, pe atunci, nou inauguratul Teatru Sucevean. Aș vrea pentru început să discutăm ce înseamnă acești 6 ani pentru voi? Cum ați defini această perioadă pentru formarea voastră profesională? Cristina, ai vrut la margine, dar de fapt n-ai vrut. Așa s-a nimerit, dar nu-i nicio problemă. Sunt 6 ani în care am învățat mult. Am învățat din ce mi s-a părut că funcționează foarte bine, din ce mi s-a părut că nu funcționează foarte bine. Sunt 6 ani în care am crescut, clar. Aveam 28 de ani când am ajuns la Suceava, acum am 34 și... N-ai o problemă? N-ați spune vârsta, că de actrițile au așa... De ce aș avea o problemă? E... nu contează foarte tare. A contat la un moment dat, dar nu mai e cazul. După un 30 te obișnuiești cu gândul. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că tu ești un produs al Școlii Ieșine de Teatru. Da. Clasa Octavian și Ghirgiu, da. Și Marius Rogojinski făceau ei prin anul 2, așa, și cam atât. În tandem. Da. Alături de tine, o altă absolventă a Universității de Arte de George Enescu. De un pic mai tânără. Tu ai terminat la clasa celebrei, faimoase, irepetabilei doamna Mihaela Arsenescu-Werner și Doru Aftanasiu. Și Doru, exact, da. Ce ai căutat la Suceava de lua cu 6 ani? De ce a pierdut Iași așa o valoare? Eu m-am născut în Iași, am făcut facultatea în Iași, a fost cuibul meu aici. Am debutat aici. În spectacul Lucian Teodorovici. Exact, Propădul, în 2013. Apoi am gravitat în jurul Teatrului Național. Vreo 3 ani am avut colaborări aici. Și s-a înființat Teatrul la Suceava, am vrut un local meu. Și m-a surprins și pe mine. Ăștia ți ofereau un flirt, tu vrei o relație serioasă. Cred că da, voiam un loc călduț al meu în care să simt eu că pot să mă coc. Și s-a evit posibilitatea asta, am plecat, nu aveam așteptări mari, nu știam dacă o să rămân acolo, dacă nu, am mers așa în voia norocului meu și acolo m-a putat. Îți amintești ziua concursului? Da, foarte bine, foarte clar. Nu i-am spus mamei, am plecat. Era concurență, era presiune pe voi? Sau, am plecat în mașină cu Cătălin Mândru, Bogdan Cantauz și Cosmin Panaite. Am făcut noi o echipă. Cătălin Mândru și Cosmin Panaite, angajați colegii noștri și în prezent la, exact, la da, voi. Și am plecat toți la concurs. Am ascultat muzica, am râs. Nu era nimeni înverșunat. Era foarte, o atmosferă foarte lejeră, așa. Nu ne presa niciun concurs pe... Și am ajuns. A fost foarte bine la concurs. M-am simțit foarte bine. M-am simțit în Suceava foarte bine. Știai orașul? Nu știam nimic. Am mers în Orb, așa. Să zic că așa m-a purtat norocul. Și nu m-am opus deloc și nici n-am plecat din Iași cu vreo durere, cu vreo rană, că n-a fost locul meu aici. Ok, o să revenim la cei 6 ani. Clara Popadiuc, tu ești sucevean jet by jet, ai terminat la București, un ATC-ul. Pentru mine 6 ani de teatru... 6 ani de acasă. Nu, înseamnă și 6 ani de teatru profesionist. Practic eu cum am, nici n-am apucat să termin masterul la București, că am aflat că se face concurs la Suceava și am venit, nu puteam să nu mă prezint și eu așteptam teatrul, înființarea unui teatru de când eram
mică, de prin clasa a șasea și voiam să văd teatru, da, pentru că voiam să dau la teatru și n-aveam teatru. Mulți sucevent tângeau după înființarea unui teatru, făceau naveta la Botoșan să da. Vadă sau chiar exact. La Iași. Și atunci am zis că am vorbit cu profesorii mei de la București, am anunțat că vreau să dau concursul, ei cumva m-au sprijinit. Ulterior, din cauza că începusem proiectele la Suceava, n-am mai putut să mă întorc să închei masteratul, dar mi-am luat semințele de acolo și am venit așa, o spun, cu un soi de aroganță de capitală. Credeam că o să stau aici numai 2 ani, așa, să-mi fac mâna, după care eram ferm convinsă că o să mă întorc. Nu m-am gândit la ce teatru, ideea era că eram foarte atașată de colegii mei de acolo. Și aveam în gând să fac foarte multe proiecte cu ei și cu profesorii cu care am colaborat și cu câțiva regizori. Alexandru Măzgăreanu, cu el am debutat eu în spectacolul Mizantropul. Ei, și... eu îmi păstrasem colaborările cu Bucureștiul până când am obosit să fac naveta și cred că anul ăsta sau acum 2 ani, pe undeva în perioada asta, mi-am dat seama că nu mai vreau să plec. Se întâmplă niște lucruri atât de frumoase la noi și între noi, că de fapt, ok, regizorii sunt minunați, regizorii care vin, dar mai mult decât atât echipa. Și cum ne-am sudat noi, între noi. În momentul de față, poate nu contează chestiunea asta, dar peste 100 de ani, când un istoric va studia istoria teatrului Suceavean, voi veți fi prima generație de actori de acolo, ceea ce mi se pare foarte flatant până la urmă. Apropo de faptul că tu ești de la un ATC, ele sunt de la Enescu, mai aveți din trupă Șatorien de Cluj și Târgu Mureș. Chiar am mai pus întrebarea asta, se simt diferențele de formare de la diferite școli de teatru sau aparente distinția asta? Se simt. Avem colegi foarte buni la improvizație, dar nu știu dacă voi sunteți bune pe psihologii, că să înțeleg. Nu, eu sunt cu mic adevăr. Da. Cu marele adevăr. Fiecare cu ce-a prins. Da, păi, mi se pare că lucrurile astea dau un soi de diversitate. Da. Adică exact, dacă eram toți la fel, poate că eraș, nici nu-mi dau seama dacă e bine sau e rău, dar automat înveți de la celălalt. Dacă e unul care, cum spui tu... Noi am fost un pic acum... Noi avem gluma asta, că cei de la București au samuraiul. Da, sunt foarte buni la samurai. Noi nu am jucat samurai și am avut un pic de recuperat. Am recuperat cu brio. Adevărul e că ați avut un repertoriu atât de divers în anii ăștia, încât ați vrut, n-ați vrut, a trebuit să vă manifestați și pe fizicație, și pe muzică, dacă ne gândim la pisici, când ne gândim la house water, ne gândim la mișcare, și pe micul adevăr și marele adevăr, la texte psihologice. Cumva diversitatea asta cred că v-a pus în valoare și v-a ajutat să vă împliniți din multe perspective. Aș vrea, pentru început, să facem așa un mic exercițiu, aș vrea fiecare două dintre voi să o descrie pe scurt, profesional, evident, pe a treia. În așa fel încât telespectatorii să aibă un profil mai mult sau mai puțin consistent al felului vostru profesional de a fi. Cât timp avem? 2 ore? Cum începem? Hai să începem cu Clara și Delu descriind-o pe Cristina. Va fi interesant. Florețita, noi spunem Florețita. Mai puțin plăcute, să știți că e o emisiune democratică aici. Sigur, în sfârșit. Eu cred că am o idee, sper să nu mă înșel, atât din punct de vedere personal cât și profesional. Dacă mă uit la Cristina, pot vorbi de un soi de maturitate. În general, personajele ei, chiar dacă sunt din spectrul comic sau dramatic, au o consistență. Consistență. Ținută. O așezare cumva. Asta care vine dintr-o maturitate, dintr-o așezare a ei personală, dintr-un un echilibru în iar care... Iar vorbim de vârsta Cristinei? Nu. Chiar nu. A fost așa, a fost mama la copii, mama la colegi, de când s-a angajat, de altfel. A avut grijă... Am două meserii. Sunt în primul rând actriță și mai apoi în timpul liber mama tuturor copiilor care au nevoie. Și cred că lucrul ăsta se simte, nu cred, știu că lucrul ăsta se simte și în scenă, din cum ai observat și tu, cam care...
în ce zonă se duc personajele, exact, pe care le construiește ea. Și în lucru e, nu se grăbește, chestie pe care eu, de exemplu, o fac, ea nu. E meticuloasă și are răbdare cu ea. Nu, nu se grăbește să ajungă la niște concluzii imediate despre personaj. Fiecare zi, fiecare repetiție, o nouă căutare, cu răbdare, cu liniște, cu echilibru, de care spuneam mai devreme. Și câteodată chiar până aproape de premieră e căutarea asta, ceea ce ei oferă prospețime de fiecare dată în spectacol. Părerea mea. Trebuie să recunosc că îmi place să-și las unele chestiuni, cât de mică, dar chiar dacă e ceva ce nu vede publicul, dar eu știu că e ceva ce de fiecare dată va fi proaspăt și nou, ceva pentru mine, un gând, o... Asta ca metodă de lucru e foarte fertilă, tehnica asta. Mie îmi place accidentul în scenă, îmi place să mi se întâmple lucruri noi, pentru că mi se pare că e proaspăt, așa e mai frumos, e mai viu, mă pot bucura altfel de fiecare dată. Și da, probabil că de asta... poate până aproape de premieră, pentru că mai și las. De-aia mi-a plăcut mie să lucrez foarte tare cu butonul. Cel puțin la Hah am două momente clare în care am repetat ceva și la un moment dat mi-a spus: îmi plăcea mai mult când improvizai, puteai să mai faci asta? Și atât de tare m-a bucurat această chestie, că mi-a dat libertatea aia în două momente care pentru economia spectacolului nu contau extrem de mult. Dar pentru personajul meu, care oricum se plimba peste tot pe acolo, a fost foarte, foarte, da, bine pentru actorul din mine. Destul de, nu știu, neplăcut ca actor să repeți identic la 10 reprezentații ce ai făcut la 9, la 7, la 6, așa. Deci eu vreau să înțeleg tehnica asta ta. Delu, despre... Da, mai completez că cu... Cristina e neobosită. Nu e. Noi, dacă pierdem nopțile, ea la treabă e neobosită. Adică ce vrei să spui că pierzi nopțile? Mai pierdem cu discuții. Se profesor... mai întâmplă. S-a pus teatrul la cale de multe ori. Toată lumea teatră. Petrecem mult timp împreună. Noi acolo împreună. Și după repetiții, și înainte, și la sală, și eu, în mare excursie. Eu mare familie. Exact. Exact. Și pe Cristina nu o găsesc obosită niciodată la repetiții. Nu există, nu am chef sau... Mai scapă câteodată un... Da, aia trebuie să nu-mi convină altceva. Un mărit, așa. Care vi se pare că e rolul cel mai bun al Cristinei în acești 6 ani făcut la Suceava? Unu. Asta ar fi interesant. Te rog, unu. Vrei să alegem? Unu, două, hai să două. Mie îmi plăcea foarte mult ce făcea Fernando Crap. Spectacolul lui Hauser. Okay, da. Era o sălbăticie. Da, Cristina are ceva animalic așa, sălbatic. Ești drăguță de loc. Da. Olga mi-a plăcut. Asta voiam să spun acum, trei surori, spectacolul Catinca e drăgănesc. Da. În pisici delicioase. Putem să alegem. Da, exact, dar acum vorbim despre Cristina. Cel puțin pisici, unul e o bijuterie aproape perfectă, spectacolul ăla. Da, așa e. Bun. Trecem la Delu. O analizăm pe Delu, Cristina, despre Delu. Delu e o joacă și o bucurie. Delu e o bucurie. E, nu știu, când zic Deluțu, zic un om care creează așa o bucățică din sufletelul ei, e, pare mereu vesel și atunci chestia asta vine în... E un om care, da, uneori, Delu, e foarte diferit stilul tău de lucru cu stilul, de stilul meu. Lucru. Eu am această întindere de îmi permit, mă mai joc, sunt foarte confortabil și cu momentul în care nu-mi iese ceva grozav, pentru că nu se poate să iasă de fiecare dată, Delu încasează mai mult lucru acolo. Eu sunt un pic în altă falie. Delu încasează foarte mult lucru și când nu iese simte foarte clar. E un om care simte foarte, foarte, foarte mult. Avem discuții la cabină, întreb. Dorezit, acum? Ce cum trebuie să fac? Cum? Da. Delu e o bucurie. Delu e o bucurie. E ușor și frumos să lucrez cu Delu. E interesant că sunteți foarte diferite, dar în același timp în spectacole, diferențele astea devin tentante, devin ofertante pentru spectatori. Păi de-aia ne certăm. Ne întâlnim în energie și în... Da. Suntem conștiente că suntem diferite, suntem conștiente și că suntem foarte puține și că ar fi absolut o prostie. Și totuși acoperim cererile regii. Încercăm oricum. Da. Ok, Clara despre Delu. Delu e definiția naturaleții
și în viața de zi cu zi și pe scenă. Adică ea cum, mi se pare foarte interesant asta, că ea nu devine dintr-o dată altceva. Și aduce lejeritatea asta și candoarea în personaje. Dar m-a surprins la un moment dat cu o dimensiune pe care nu o văzusem în primii ani, dacă tot facem așa. Așa, frumos arc peste timp. Are o dimensiune foarte tragică, pe care nu știam. Pe care nu știam, n-am văzut-o de la început. Eu am văzut un copil, un copil mare care se joacă, care e curios în scenă și în, ai zice că n-are simțul penibilului, dar îl are. Dar în schimb asta... N-ai rușine deloc. Dimensiunea asta, adâncimile în care se duce cu... personajele care cer o psihologie mai complexă, cred că tot în Fernando Crapte am văzut prima oară, acolo a fost și destul de dur pentru ea, având personaj principal la un regizor care cerea foarte mult. Da, a fost dificil proiectul pentru mine. E un subap, am simțit chestia asta. Acum bine, e și proiectul la care eu n-am mai participat până la urmă. Dar s-a jucat de puține ori, nu? S-a jucat de puține ori, da. Dar mi-aduc aminte că am fost surprins, am ajuns la premieră totuși, mă uitam la colegii mei și vedeam la fiecare câte ceva. Lucrat foarte frumos, Marina, cu voi, cred. Și în mod special la tine, o durere, o chestie de mamă îndurerată pe care... Delu nu știu unde a găsit-o în sufletelul ei, dar ea există acolo, potențialul ăsta despre care vorbește Clara. Da, mi-a furat ideea, mulțumesc. Atât am vrut să spun, am vrut să spun doar că am văzut. Probabil latura asta tragic, cum i-a spus Clara, vine și dintr-o formă de sensibilitate aparte pe care o are Delu și pe care nu reușește să o deghizeze chiar cât de mult ar vrea ea. Eu văzusem încă din repetiții, pentru că eu eram în proiectul respectiv și a avut vreo 2 sau 3 momente în care m-a cutremurat și nu mă așteptam, nu o vedeam venind. Asta legat de cum credem că ne cunoaștem între noi și la un moment dat vine un rol sau un personaj care scoate ceva din tine, care poate și pe tine te surprinde. Nu știu dacă ai fost surprinsă de tine atunci tu sau nu, dar eu... Asta e interesant. Voi vă mai luați prin surprindere una pe cealaltă sau v-ați devenit atât de cunoscute încât sunteți previzibile reciproc? Suntem și previzibile, adică ne știm în ce fel lucrăm. Adică tu știi ce urmează ele două să spună despre tine acum, că urmează să spună. Pe scenă. Pe scenă, nu în viață. În viață cred că suntem mai previzibile. Ok, hai să vorbim despre Clara aici de față. Clara. La Clara... Eu cred că ea e curajul întruchipat. Clara nu se aștepta. La lucru, Clara se aruncă cu tot capul înainte și iese tot timpul și n-are rezerve, n-are... Mie nu mi se pare că trebuie ție plasă de siguranță la repetiții sau tu te arunci cu tot sufletul și toată inima. E așa... Așa dă? Așa pare? Așa. Adică toate fricile tale sunt foarte ascunse, așa, nu... Okay. Și iese foarte natural. Păi e foarte foarte rapid și foarte natural. Da, e foarte foarte ușor de lucrat cu Clara. Ca regizor, foarte, foarte ușor. Și ceva negativ totuși? Negativ? Îmi fură toate rolurile. Ne fură toate rolurile. Ea e regina blondă, numai. Asta cu regina blondă a Bucovinei începe să sune bere. Păi de acolo a pornit. Ok. Despre Clara eu pot să spun așa, foarte, foarte scurt. E un om de care m-am apropiat foarte, foarte repede pentru că ne-am dat seama în foarte scurt timp că avem multe chestii în comun. Noi doi, eu tot îi spun de câțiva ani că ea se va transforma în mine la un moment dat. Și încep să o cred. Și eu în ea tocmai. Lucrăm bine împreună când ne înțelegem foarte bine. Clara. Clara e un om care lucrează foarte bine și singur, lucrează foarte bine și cu ceilalți, dar e o putere în ea foarte mare, așa, care vine de niciunde câteodată. Adică după un chip blond și niște ochi albaștri, poate să apară o femeie care dărâmă o casă. O fiară. Da, exact. Da. Roluri pe care le considerați reprezentative pentru Clara? Mița Baston. A rupt cu Mița Baston.
Dar ești foarte și feminină și foarte senzuală pe scenă. Și poate fi și o super Mița Baston. Ce? Plac personajele astea lui Caragiale. Și Irina era foarte bine în Trei Surori. Irina era foarte bine în Trei Surori. Și ce facem Cântăreața Cheală, e foarte bine. Uite, acolo, apropo de ne mai surprindem sau nu, acolo m-a surprins Clara. Adică a fost foarte frumos, foarte curat, lucrat totul. Nu că n-ar putea să fac asta de obicei, dar sunt momente în care te uiți și spui, e minunat. Acum, recent, ați dat lovitura, după părerea mea, am și spus-o public, cu Întoarcerea Acasă, un spectacol al lui Botton Noghi, acest regizor surprinzător de interesant și de imprevizibil, diferit mereu de la un proiect la altul. Hai să vorbim un pic, fie și pe scurt, despre acest ultim, cel mai recent spectacol al vostru. Un text Matei Vișnic, dureros de actual, despre niște soldați care au murit, dar care nu pot să moară până la capăt. Un discurs profund despre inutilitatea războiului, despre inutilitatea conflictului interuman. Cum a fost cu proiectul ăsta? Cel mai frumos e că Botton Noghi s-a întors la Suceava și a făcut Întoarcerea după Acasă, după Ha. Da. Noi am dat un casting pentru acest proiect și la casting Botton m-a întrebat și cred că a întrebat pe toată lumea de ce vreau să lucrez la proiectul ăsta, de ce vreau să fiu în acest proiect. Și mi-a zis că n-ar avea sens să nu fac asta pentru că eu sunt în Suceava pentru teatru, în primul și în primul rând. Am devenit ușor bucovinească după. Și în al doilea rând știu cum lucrează el, atât cât îl cunosc, e drept. Și știu că o să-mi placă. E ușor. Mi-a fost ușor să lucrez. Să-i dai acea încredere de la început că va veni, cum spunea Delu. La un moment dat se oprește și spune, nu știu, aici așa. Și faci așa. Eu am un moment din Hah la început, când el a construit o scenă. Eu n-am înțeles deloc ce-i cu scena respectivă. Ba chiar m-am dus și i-am spus, băi, nu înțeleg care-i treaba. Și pe parcurs s-a dovedit că e un... Una din voi și-a uitat telefonul mobil deschis. Da, eu sunt aceea. Eu am reușit să mă întrerup singură. Spuneai niște lucruri atât de profunde, Cristina. Dar și asta e un incident scenic. Exact. Și spuneam că îmi place să improvizez. Da. Așa, cred că mă sună mama mea, care nu știe că sunt la o emisiune. O să afle și o să-i spun că a făcut și ea parte. Spuneți-mi, continuăm cu asta, dar vreau să rămân la tine, Cristina. E o presiune suplimentară să joci într-un text de Matei Vișnic, cel care dă numele teatrului în care... Am simțit niciodată acest lucru, nici când a fost vorba de extraterestru, nici când relația noastră cu Matei e una cât se poate de lejeră și de drăguță și de frumoasă. Am remarcat-o, în special în festival, când vă văd împreună, e chiar o relație adorabilă între patronul teatrului și... În care el o întreține. Are mare grijă de noi, avem și un grup de WhatsApp pe care mai comunicăm. Da. Nu dăm din casă tot. Ok. Foarte generos. Da, așa este. Eu nu-mi prefer. Delu, Întoarcerea Acasă. Mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat când am auzit că vine Botton Noghi. Îmi place când lucrăm și apoi mai lucrăm cu același regizor. S-a întâmplat și cu Alex Bogdan. Mi se pare că a doua oară nu-ți mai pui problema dacă spectacolul va ieși, dacă nu mai ai frica asta. Da, știi? Da, sigur că mergi pe o mână foarte bună. Și Botton lucrează foarte lejer, foarte... Eu eram de multe ori foarte șocată de cum are idei, cum deodată, acum, așa, pare. Are și calmul ăla. Exact, nu l-am văzut niciodată, așa, supărat. L-am avut la emisiune, mă simțeam hipnotizat la exact. Nu mai știam dacă eu sunt invitat sau organizator. Își caută cuvintele așa prin niște gânduri foarte frumoase și e hipnotizant, exact. Da, și la lucru. Țin minte că după premieră sau chiar înainte de premieră eram cu tine în cabină și m-ai întrebat când s-a construit spectacolul ăsta? Pentru că s-a întâmplat foarte ușor și în foarte scurt timp de altfel. Și fără să simțim asta. Fără greutatea unui proiect greu și mare și mult. Da. Clara? Mă gândeam acum, cred că cel mai mult am apreciat sinceritatea lui ca regizor. Pentru că nu știu de la început exact unde se va duce cu textul. Și v-a zis lucrul sau v-a dat de înțeles că nu ne-a spus.
Ne-a spus foarte clar. Vreau să construim împreună, nici eu nu știu ce. De regulă, regizorii se feresc de genul ăsta de sinceritate. De aia am apreciat. Pentru că trebuie să fii foarte sigur pe tine și pe ce poți să faci cu ei. Faimoasa definiția lui Peter Brook, ca regizorului, că le uză în noapte. Adică nu știe exact nici el destinația, dar are niște intuiții care pot să îl ducă la o destinație. Și cumva asta, la început m-a neliniștit. Pentru că nu, o afirmație de genul ăsta te poate pune... E ca și cum ai fi aflat că pilotul avionului e poet. Exact. Numai că poetul nostru, pentru că avem de-a face cu un regizor care face poezie în imagine, așa mi se pare, eu am avut încredere în el și am avut încredere până la capăt că o să găsim. Și așa se întâmplă, cum zic, din ușor, 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 ne-am trezit cu spectacolul gata, într-adevăr, nu ne-am dat seama când. Și el mai are ceva, are o dimensiune la care simt că eu nu pot să ajung. E, cum ziceai tu, că parcă caută printre... E undeva... Și nu joacă chestia asta. Nu. Aș vrea să fiu acolo unde e el. Nu știu ce cărți citește. E un har, eu cred că are un har. Are o intuiție, are un... Și vede lucrurile altfel. Da. De-aia cred că imaginile pe care le creează și spectacolele pe care le creează sunt parcă diferite de ce vezi în peisajul teatru. Dar și o echipă cu care lucrează foarte bine. Am văzut exact. Și pe lumini, e impecabil, și pe coreografie, foarte puternic ce ați făcut. Ce vrei să spui, Cristina? Nu vreau să spun că face niște alt fel de conexiuni între ceea ce însumează el și încasează el, ca orice alt om. Mie așa îmi pare, lucrând cu el, că vede o situație ușor diferită față de cum m-aș fi gândit eu, cel puțin, nu știu cum e pentru ceea ce schimbă foarte mult. Ceea ce mi se pare important la spectacolul ăsta e că în același timp e un spectacol foarte profund, foarte elaborat și în același timp e și de public. Adică ați văzut cât de bine a fost primit de publicul sucevean, care s-a conectat imediat la... Hai să vorbim un pic despre publicul sucevean. Aveți deja o imagine clară asupra spectatorului sucevean? Îl anticipați, știți ce preferă, sau vă ia prin surprindere uneori? Ne mai ia prin surprindere. Și în sensul bun și în sensul mai... Există un public coagulat acolo în jurul teatrului. Un nucleu dur. Da. Exact, există, clar, acolo. Sunt niște oameni care vin la toate spectacolele, vin și le văd de mai multe ori. Ai zis Clara, m-am gândit că vin pentru Clara. Pentru Clara vin toți. Toți vin pentru Clara și cine mai rămâne vine pentru Cătălin. Noi știm asta deja și nu ne deranjează deloc. Noi acceptăm. Da. Dar e clar că acel nucleu poate veni de un anumit număr de ori. Da. Și mai există oamenii care sunt atrași de această instituție, care sunt pe lângă, care ăia ne surprind de fapt și de drept. Pentru că nu se potrivește de fiecare dată. Noi avem tot soiul de spectacole, de mai multe feluri, adică nu avem o axă clară pe care mergem și atât. Numai că ni s-a întâmplat, spre exemplu, La Pisici, care e un spectacol muzical. Pisici 1 și Pisici 2. La ambele ni s-a întâmplat să avem un public fără nicio reacție, la o reprezentație, random. Ceea ce era greu de închipuit, că s-ar putea întâmpla. Dar s-a întâmplat. Și la fel s-a întâmplat ca și la alte spectacole, care erau mai greu. Da? Ok. Cred că publicul nu e chiar dezghețat la Suceava tot timpul. Și atunci e mai reținut în reacții. Adică e o zonă de conservatorism pe care o simțiți uneori? Nu conservatorism, o jenă. O reținere. Da. Să nu aplaud ca să nu-i deranjeze. Să nu râd ca să nu-i deranjeze. Ei percep teatrul ca pe o formă de biserică în care trebuie să ai un anumit comportament reținut. Uneori și nu e o generalizare. Acolo celălalt e publicul care se simte într-un Cinema City și are reacții. N-am avut. La Suceava nu. La Suceava nu. Destul de puțin. Bună, simți bucovinean. Da. Voiam să adaug la ceea ce spunea Cristina mai devreme. El, fiind un teatru tânăr, încă și mai adună... Vă creșteți. Exact, suntem în creștere. Da. Și sunt foarte mulți care vin pentru prima oară la teatru chiar și acum și probabil că o să mai dureze ceva timp până se va obișnui tot orașul cu ideea că există teatru. Și poate de aceea și cumințenia lor la spectacolul respectiv, la Pisici, într-adevăr a fost un public foarte...
foarte cumin, rece. Mut, da, dar care la final, la aplauze, a izbucnit. Da. Și a luat revanșa. Pentru că noi credeam, chiar vorbeam în culise, mai atât de rău a fost, dar de fapt când am ieșit la aplauze a fost o... de pe scaune. Adică poate era o formă de concentrare foarte acută un focus, a publicului. Da. La... concentrare, un respect pentru ce se întâmplă acolo. Din punctul ăsta de vedere zic că ne ia prin surprindere și da, nu știu dacă tot timpul putem să anticipăm care sunt care vor fi reacțiile. Că nevoile din punctul... Nevoile le știm. Nevoile din punctul meu de vedere nu sunt clare pentru nimeni, fiind vorba de un teatru de 6 ani. Vorbind de e greu de vorbit clar despre nevoile unei comunități care n-a avut teatru de nu exact. Știu când. Exact. Și atunci noi trebuie să oferim o plajă cât mai mare. Și gustul se educă, eu cred foarte mult și... Și oricum se va alege, dacă e să facem ce zice Clara, să ajungem chiar la toată lumea, chiar va trebui să avem mai pentru toată lumea. Nu trebuie să uităm de spectacole ca Hah, ca Trei Surori, ca Tigrul din orașul nostru. Doar de regulă, cât se joacă un spectacol? Cât durează până vă epuizați publicul acelui spectacol? Aici e o altă discuție, e mult mai complicat. Se repetă mult și din păcate apucăm să jucăm puțin. Mm-hmm. Iar nu putem generaliza asta la nu toate spectacolele sunt la fel. Cel mai vechi spectacol care e în momentul de față? Care s-a terminat Pisici. Dar s-a terminat, nu știm, o să-l mai jucăm. Adică nu e programat în momentul de față, el s-ar putea să se mai joace. Dar el ar fi, cred că, cel mai vechi, nu? Pisici. 4 ani? Cât are? 5? Nu știu. Are din 2018, 4 ani. 4 ani, da. Da. Voi cum sunteți percepute de comunitate? Vă oprește lumea pe stradă? A început, da. Da? Că asta e primul lucru. Sau ar trebui să răspund eu. Da. Pentru tine vin. Da, pe mine în cele mai nepotrivite locuri m-am întâlnit cu spectatori. Aveți sentimentul că sunteți vedete? Nu în sensul ăla rău, în sensul că sunteți, nu știu, niște personaje ale comunității. Publicul din Suceava vine spre noi mai cu prietenie, mai degrabă decât cu așa. Și atunci e frumos și după spectacole, vine în laterală teatrului, mai stăm, mai vorbim. Dar mi se pare că se leagă așa o prietenie, nu e o... Aveți, actorul și publicul. Bănuiesc că aveți și cereri de prietenie pe Facebook, pe rețelele de socializare. Iar numai eu? Iar vorbesc. Am și eu două. În medie. În medie. Pe mine chiar încă mă surprinde faptul că multă lume de fapt ne cunoaște, doar că nu știm noi câtă lume ne știe și asta vine și cu o responsabilitate la pachet. Tocmai trebuie să ai grijă să nu te vadă lumea cele mai nepotrivite. Pentru mine a devenit o problemă. Eu locuiesc aproape de teatru și mi se întâmplă să mai ies să fac cumpărături. Eu am senzația tot timpul că pe mine nu mă știe nimeni. Și mă duc așa cum sunt. Nu că rest aș fi foarte gătită. Mă duc așa cum sunt și mă mai întâlnesc câte un om care se uită așa la mine. Dar trebuie neapărat să povestesc un episod. Ne-am dus să votăm în holul teatrului, unde sunt pozele cu noi. Și eram nu chiar bine, eram obosită. Și nu știam de ce se uitau o femeie și un copil la mine și după aia în sus. Și chiar la mine și după aia în sus. După chimia și după aia m-am prins că eram și acolo și aici se uitau. Nu prea arată ca poza, doamna asta. Și Horia a pățit același lucru. Bun, acum doamna Werner, profesoara lui Delu Lucaci, are o adevărată cultură pentru comportamentul actriței în afara scenei. Adică ea, care e actriță 24 din 24, eu am văzut-o la Piața Eminescu când cumpăra verdeață și era rol tragic, da. Dragule, dă-mi o legătură. Da. E frumoasă imaginea da. Asta. E, nu putem, e un fel de a simți, de a trăi, uh-huh. De a nu evident, ea e asumată unei exact, paradigme exact, vechi exact. A teatrului. Actorul, artistul de astăzi, cumva altfel se autodefinește în raport cu... Mai aproape de public, cum spunea Delu, mai accesibil publicului, mai puțin... E nostim Cristina dacă merge și la service. Este recunoscut la service cu mașina. Am sunat și am spus cum mă cheamă și mi s-a spus una dintre pisici. Bun, acum pun frecvent întrebarea asta, vă adresez și vouă. Poate fi artistul un influencer, că e la modă cuvântul ăsta, în comunitatea în care trăiește, în care se manifestă? Clar, eu cred că da.
În ce sens? În ce sens, Clara, poate fi un... Am observat că foarte multă lume se uită la noi ca la niște exemple. Poate ne confundă cu personajele pe care le facem. Asta și... nu știu dacă e chiar de bine știți. Acum mă gândeam, dar cumva prin simplu fapt că suntem asociați cu forma asta de artă și suntem vizibili și... mi s-a întâmplat de multe ori să mi se ceară păreri. Tu ce citești? Tu la ce te uiți? Tu, poate nu neapărat stilul vestimentar. Asta e minunat, faptul că se pune unui actor astfel de întrebări. Lucrez și foarte mult cu adolescenții și cu copiii. Am contact foarte mult cu ei și atunci poate că din cauza asta n-a venit nimeni pe stradă să mă tragă de mânecă, să mă întrebe. Dar cel puțin pentru adolescenți care... mi se pare că sunt influențabili. Da, categoric. Trebuie să fim și noi conștienți că suntem un exemplu pentru ei sau ar trebui să fim. În discuția asta o aveam cu Erica Moldovan, care și ea are ore la liceeni și îmi spunea cât de importantă relația asta și pentru ei și pentru ea. Apropo de liceeni, știu că și tu, Clara, cred că și tu, Cristina, lucrai cu liceeni, aveați... În Suceava. În Suceava, nu? Nu, eu. Sunt câteva licee foarte bune în, în Suceava. Da. Horia Budnaru lucra. Și Cătălina Mândru. Și Cătălina. A preluat la un moment dat trupa de la Colegiul Ștefan cel Mare. Și Fabulinus, nu? Și Fabulinus Cosmin. Care cumva i-a alcătuit în mod principal din liceeni. Nu, din studenți. Nu, din studenți. Da, de-aia n-am spus pentru că... Am înțeles, deci alt... Da. Cum e? Cât de des vedeți liceeni în sale de teatru, în sala de teatru la spectacolele voastre? Care putea fi un public pe care voi să-l creșteți la modul cel mai frumos, să-l modelați? Cel mai des. Mi se pare că e publicul nostru. Și ai văzut și tu la festival câți voluntari... Exact, voluntari erau la liceeni, nu? Da. Și vin destul de des la piesele, la spectacolele noastre, dar... putem tot timpul să sperăm la mai mult. Să cucerim mai mult. Să cucerim mai mult. Aveți și spectacole pe care le construiți țintit pe categorii de vârstă. De exemplu, spectacolul ăsta facem pentru pompierii de la ISU sau pentru... N-aveți gândirea asta strategic? Singurul spectacol care a formulat ceva de genul ăsta a fost extraterestru, care era și pentru părinți. Publicul pentru foarte tânăr, da. Da, atât. În rest, așa... Dar nu mi se pare că avem un spectacol... Nu vă tentează dimensiunea asta de teatru pentru cei mici, pentru copii? Pe mine personal, nu. Eu am lucrat cu copii o perioadă și la un moment dat... Nu, îmi plac copiii în continuare, iubesc, sunt minunați, dar la un moment dat a trebuit să mă opresc pentru că ajungeam în casă și spuneam acesta este un păhărel și nu un pahar. Și am vrut să fac și altceva și ajuns la un teatru. Mi-am dorit să joc pentru adulți. Nu înseamnă că nu facem și asta, dar nu e ceva ce mă interesează în mod special. Și cred că o fac alții mai bine. Mie mi-a plăcut cât am jucat extraterestru, la un moment dat îmi plăcea foarte mult reacțiile lor, dar eu n-am apucat să fac foarte multe spectacole pentru copii, cât să ajung la un prea plin. Da, e super textul al lui Matei Mișnic, care are o durere în el, textul ăla, ceva de groază, dar în același timp e foarte relevant și pentru copii. Da, e foarte candid, așa. Bun, mai avem, dacă vă puteți imagina, 10-12 minute, nici nu știu despre ce ar trebui să vorbim și despre acest eveniment anual pe care îl derulați la Suceava, Zilele Teatrului Matei Vișnic. Anul acesta a fost, evenimentul a avut un nivel foarte înalt, a fost o reușită. A fost și o probă de foc pentru noul manager al teatrului, doamna Angela Zalojanu, care a preluat din mers acel mandat întrerupt al lui Carmen Veronica Steciu. Mi se pare normal să-i pomenim numele lui Carmen. Ce reprezintă Carmen pentru voi? Cu mulți dintre actori, când suceveni, când vorbesc, îi simt așa că se topesc când aud de Carmen. E o formă de empatie formidabilă acolo. Păi aș și pleca fără să facă hârtie. Da. Da. A fost prietenă cu noi. A fost prietenă cu noi, a fost... Eu am acceptat gândul că a plecat
Doar când am simțit că nu s-a terminat pregătura noastră. Doar așa am putut să accept că a plecat Carmen. Că ceva a rămas. Că ceva a rămas. Eu o simt pe Carmen. O simt. Mă simt inspirată, mă simt încurajată și eu... Protejată. Exact. Și eu o simt pe Carmen în toată trebușoara asta. Mergem că... des la ea la... Mergem la... Eu merg o dată pe săptămână, uh-huh. poate. Adică am simțit printre coclaurii pe care zburd eu, mai am un loc de tihnă la mormânt la Carmen. Și... E pe harta... E pe harta unde mă liniștesc eu, da. Ce a fost interesant la relația cu ea e că eram și, da, și prieteni și ne, ea ne spunea puiuți, puiuțul X, puiuțul Y, dar ne puteam permite să avem și discuții în contradictoriu cu ea. Nu de puține ori da, ne-am certat, dar ca într-o familie, cum te cerți cu mama, cum te cerți cu tata, cu, da. Ne permiteam să facem, ne lăsa să facem lucrul ăsta, nu își impunea autoritatea. A fost un ușor moment de criză, cel în care a murit Carmen. Era o situație ambiguă, ce se va întâmpla cu teatru, cum vor continua proiectele. Tu cum ai simțit, Cristina, în momentele alea? A fost foarte dureros, în primul rând. Mi-a apăsat mai puțin de proiecte, spun sincer, și mai puțin de teatru. A fost foarte, foarte dureros. Pentru mine, nu știu, știu încă cum e situația asta. Foarte dureros, foarte trist. E un om pe care nu l-am înțeles multă vreme, nu înțeleg nici acum. Dacă s-ar putea. Un om foarte special. Un om foarte special, da. Într-adevăr, din multe perspective. I-am zis de atâtea ori să nu mă mai iubească și tot îmi spunea că te iubesc. Mai departe ce avea să se întâmple cu teatru în momentul respectiv n-am mai contat. Noi știam cumva, ne-am adunat când s-a întâmplat chestiunea, așa am aflat vestea, ne-am adunat cu toții la teatru și a fost o chestiune comună, așa s-a întâmplat ceva în noi, în fiecare dintre noi, dar în același timp știam cu toții că vom continua. Știam cu toții că vrem să ducem asta mai departe pentru că până la urmă și la coadă sunt convinsă că asta și-ar fi dorit. Evident. Dar a fost foarte dureros și oricum nu conta exact în momentul ăla. Ne-am încăpățânat după și chiar am spus-o, cred că s-a ieșit pe niște guri propoziția asta cu avem o treabă de făcut, uh-huh. și trebuie să o facem. Repetam o noapte furtunoasă, da. Și era complicat. Și așa a rămas. Da. Și așa a rămas. Adică eu sunt în continuare, trebuie să recunosc, un pic suspendată în am o treabă de făcut. Eu mai am și un moment special, ultima mea discuție cu ea, mi-a zis, Cristine, nu pleci și nu pot să plec acum de la Suceava. Da, foarte emoționant dialogul ăsta și pentru mine Carmen l-a reprezentat foarte mult. A venit la conducerea teatrului doamna Angela Zalojanu, mână forte, femeie cu voce sonoră. Da. Cum e cu doamna Zalojanu? Evident că trebuie să spuneți de bine acum că... Vorba aia. Nu prea avem ce să spunem de rău. E adevărat că ce am remarcat prima oară la dumnea ei e că în momentul în care spune că ceva se va întâmpla, se întâmplă. Da, asta e un lucru și nu important. Spune dacă nu știe, spune, dacă știe sigur, se întâmplă, dacă nu se poate, nu se poate. Adică... Nu te încurcă cu iluzii. Și ne ascultă în cerințe. Da. E foarte atentă. Da. Ne și întreabă, adică nu când mai ne ascultă, ne întreabă. Sunteți care sunt doleanțele. Da. Sunt multe teatre în România în care pur și simplu se aduce la cunoștință artiștilor ceva și s-a terminat discuția. Nu. Suceava e un caz fericit. La noi e frumos. Da, e, cum spuneam, proba ei de foc a fost acum cu zilele Teatrului Matei Vișnic și s-a absolvit impecabil de sarcini și de aici o ediție foarte puternică. Vreau să vă întreb, pentru voi ce reprezintă acest moment al anului, zilele Matei Vișnic, când vin invitați, când aveți și un alt tip de public decât cel obișnuit? E o bucurie, e sărbătoare, e festival. De obicei avem premieră în prima zi a festivalului, e după o lună și jumătate, două luni de muncă, e o ușoară eliberare. Și e frumos, cineva m-a întrebat la un moment dat ce fac în Suceava, care e entertainmentul din Suceava și am zis, păi entertainmentul suntem noi și atunci e minunat când poți să te duci să fii în public și să mai vezi un spectacol, e minunat să te întâlnești cu oameni din alte teatre, e o sărbătoare, efectiv. Plus că v-am văzut participând și la conferințele din festival. Mulțumim, adică serios, acum, eu m-am bucurat foarte mult când am ținut conferința acolo, când v-am văzut în sală, am devenit brusc mai bun, pentru că pot să spun ceva? Te rog.
Conferința ta a fost minunată despre tehnologia în teatru. Măi, și Clara, cum foarte bună. Ești foarte bună. Felicitări. Și ne-ai întrebat atunci, adică ne-ai invitat, dacă avem întrebări, să le punem să vorbim. Aveam emoții, n-am pus nicio întrebare. A rămas ceva. Dar am rămas cu ceva. Am avut după festival sau nu mai știu, în timpul festivalului, după festival, am avut un spectacol. S-a stricat o lavalieră și în capul meu în culise era: na, unde e Călin acum? Foarte bună tehnologia asta, dar ce te faci? Nu te ajută. Exact. Trebuia să o spun, gata, am spus. Bun, hai să vorbim în ultimele 5-6 minute despre ce așteptări aveți în continuare, ce ați dori să vi se întâmple, cu ce regizori ați dori să lucrați, că nu se știe, nu aveți idee cât regizorul se uită la emisiunea asta și stau cu ochii pe voi în momentul de față. Știu că sunt discuții destul de avansate, au fost și anul trecut, ele continuă. Cine vine? Da, știți și voi. Știm, da, cu Radu Afrin, așa. Da. Vi-l doriți pe Radu? Da. Dacă se uită la emisiunea ta. Ia, vă rog, transmiteți fiecare un mesaj lui Radu Afrin ca să-l convingem că Suceava este un spațiu foarte interesant teatral. Eu prima? Da. Unde trebuie să mă uit? Tu observi că Tatiana te lasă pe tine să te bagă la... Eu sunt mama lor. Ești mai mată. Exact, vârsta. Dragă Radu, noi suntem o gașcă de oameni tineri și cu chef de muncă, mai ales eu. Și te așteptăm cu drag pentru că... eu cred că putem face lucruri minunate la Suceava și lumea încă n-a aflat. Băi, destul de tentant ce ai zis. L-aștept. Te rog. Pe lângă faptul că suntem o echipă tânără și jucăușă, mai avem și o mâncare delicioasă la Suceava. Și codri și munți. Îți bune argumentele astea. Astea și munții foarte aproape, peisaje minunate, avem și o tihnă așa în aer. Și pescăruși. Ceea ce n-ai spune că... Băi, am văzut și eu pescăruși. Explicați-mi și mie, de unde vin pescăruși? Sunt niște lacuri lângă Fălticeni, foarte mari. De la Fălticeni vin? Eu așa am auzit, acum n-aș putea să... Eu la Continental, dimineață, pe pervaz, erau pescăruși. Pescăruși, da. Am avut un sentiment marin, așa. Da. Și ziceam că doamna Zarojan, un... A adus un cârt de pescăruși. Are vant pentru invitații pescăruși. Să se simt în concediu. Încă nu sunt convins că n-a fost așa. Au rămas la noi. Dacă au fost aduși, au rămas. Clara, trebuie să-ți manifesti forța de seducție pentru Radu Afrin în momentul ăsta. Dragă Radu, te rog frumos să vii la Suceava, pentru că pe mine toți regizorii și toți colegii care mă auzeau că mă alint sau că mă plâng și că mi-e greu, așa, mi-au spus: tu n-ai lucrat încă cu Radu Afrin, stai să vezi atunci. Și vreau să văd la ce să înțeleg la ce se refereau. Scuzați motivul egoist, dar eu chiar îmi doresc să văd care e limita. Adevărul e că, într-adevăr, impactul unui regizor important asupra unei trupe e dincolo de orice îndoială. Și eu m-am bucurat, țin minte că erau voci în trupă care se împotriveau venirii lui Housebutter la Suceava. Cred că țineți și voi minte anumite nuanțe ale. Însă, post-festum, gândiți-vă ce important a fost lucru cu acest regizor special. Sau cu noi, sau cu... Fiecare în experiența asta mi se pare foarte importantă, nu numai pentru voi ca trupă, ci și pentru publicul sucevean. Se servește mereu un alt tip de estetică, o altă abordare a teatrului. Bun, aș vrea pe finalul emisiunii să formulați cumva un gând în raport cu spectatorul sucevean, mai ales că Apologia TV se prinde și în Suceava. Eu am avut curia să găsesc pe telecomandă la hotelul din Suceava și credeam iarăși că doamna Zarăjeană. Da, dar de fapt... foarte ospitalie. Toate cu tot ce se poate. Mi se pare important să ne adresăm pe final spectatorului sucevean, pentru că, în definitiv, pentru el funcționați și artistic și emoțional. Tot Cristina. Dragă spectatorule sucevean, noi suntem acolo pentru asta. Suntem o gașcă de oameni care au aterizat acum 6 ani într-un oraș care n-a avut teatru până atunci și de atunci muncim. Chiar muncim, chiar ne dorim să se întâmple ceva cu această instituție, ceva mai mult, din ce în ce mai mult. Chiar ne dorim să ducem spectacole de calitate și vă așteptăm, cred că acolo trebuie să mă uiți, și vă așteptăm
să ne spuneți ce credeți, vă așteptăm are să veniți. Vocație politică, Cristina, ăștia politicienii caută camera. La asta cameră, mai lipsea, la ce cameră să mai aibă și vocație politică. Chiar n-ați curtări, ca o paranteză, curtări din partidele politice, că ăștia sunt foarte atenți la... Nu, pentru că n-a știut nimeni până acum, după emisiunea asta. Deloc. Da, eu pe spectatorul sucevean îl tot aștept în sală, cu sufletul deschis așa cum îl simt și așa cum vin și eu înspre el. Și așa cum îmi este el bucurie, sper să-i fiu și eu. Mai altă paranteză am văzut, cred că la voi am văzut o măicuță în sală. Da, da. Da. Avem o relație Maica cu... Maica Stareță de la Voroneț, nu? Nu pot să cred. Da, da. E spectator? Da, e fidel. Prietenă cu Carmen mai întâi. Era o scenă în ăsta lui Noghin, de m-am cutremurat pentru Bucovina, e scenă dură în întoarcerea acasă. Cu Alexandru Marin și partenera lui Coroana. Mă întreb cum au fi perceput Maica Stareță... Nu avem ecouri, nu știm, dar... Dar ne informăm. Dar a mai fost expusă la... Cum a zis expusă, parcă nu era radiația. N-a mai plecat la fel, dar... Nu, eu din câte știu venea cu Carmen. Aia era legătura. Da, da, da. Și erau două măicuțe, Maica Stareță și încă o doamnă mai în vârstă. Care s-a lăsat. Bă, da, ne-au dus și cărți, da, ne-au dus și cărți, avem, scriu, doamnele. Clara, ai cuvântul final. Mie, spectatorul sucevean, mi-e foarte drag și am să încep prin a-i mulțumi că a fost până acum lângă noi și că sălile noastre sunt aproape de fiecare dată pline. Să-l rog să rămână lângă noi, să crească cu noi. Să-și mai aducă și prietenii care n-au fost până acum. Și familiile. Și da, să creștem împreună. Asta am zis tot timpul, că noi fiind tineri, el fiind un public tânăr, să trecem prin experiențele astea împreună și să ne formăm reciproc. Și el să învețe de la noi și noi să învățăm. Da, dragilor, vă mulțumesc. Dacă aș fi sucevean, aș da de 10 ori prețul biletului numai să vă văd. Bine, zic și eu că sunt bucovinean și când am prieteni din Bucovina, sunteți minunate, mult baftă în tot ceea ce faceți. Sper să am satisfacție de critic cât mai mare în continuare. Și ați fost foarte tari și în emisiunea asta. Mulțumim! Am simțit în plus de multe ori. Ne pare rău. Mulțumim! Mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!